desemnarea domnului Ion Munteanu și, în general, e un profesionist, îl cunoașteți cu siguranță din activitatea domniei sale în calitate de procuror general interimar. Va reuși să producă anumite schimbări pe interiorul procuraturii sau câștigarea concursului și desemnarea domniei sale în calitate de procuror general e doar o bifă, nimic mai mult? Am prezis de mai multe ori rezultatul acestui concurs. Dumnealui a fost favoritul acestui concurs și concursul a fost creat pentru dumnealui și petrecut pentru dumnealui. Nu există nicio surpriză în rezultatele pe care le-am văzut astăzi. Ceea ce regret eu este că nici Consiliul Superior al Procurorilor și nici societatea nu înțelege până la urmă și nici partidul de guvernare, nici doamna Sandu nu înțelege că oamenii așteaptă ceea ce li s-a promis, meritocrație. Domnul Munteanu a fost numit în funcție de procuror general interimar în octombrie, 12 octombrie, dacă nu greșesc, începutul lunii octombrie, octombrie 2022. Se află în această funcție de, să spunem, în câteva luni de 2 ani. În această perioadă nu s-au înregistrat progrese cu dosarul Onromatului, nu s-a făcut claritate și nu s-au înregistrat progrese de facto, nu de iure. Că în rapoarte poți să scrii ce vrei tu. Pe jaful miliardului rezervelor băncii naționale. Dosarul contrabandei, 800 de volume, cu prejudicii de miliarde de lei aduse statului în perioada 2011-2016. Nu a fost reluat și se prăfuiește în arhivă. Ori gruparea criminală Șerif, una din cele 26 nuclee criminale care au făcut contrabanda respectivă de țigări, dosarul, statutul, acuzarea în adresa acestora a fost retrasă printr-o ordonanță în 2019 și n-a mai fost reluată urmărirea penală pe dosarul de contrabandă, unul sistemic, repet, cu prejudicii de miliarde, n-a fost reluată până astăzi. Domnul Munteanu este cel procuror general care este simbolul, dacă vreți, rușinii asociate cu Procuratura Generală a Republicii Moldova, pentru că anume în această perioadă doamna Tauber a ieșit ori de câte ori a vrut din arest, a făcut protestele pe care și le-a imaginat, de care a vrut și când a vrut. E un drept democratic de a protesta, mă rog. Da, sigur că democratic, nu atunci când ți-a ridicat imunitatea de o duzină de ori și când ești trimis în judecată de, cu nu știu câte dosare penale, cred că procuratorul nu știe câte are, și cu pașaportul străin, care este bine mersi la Tauber și pleacă la Moscova ca să facă ce? Ce să facă, domnule Teanu? Spuneți dumneavoastră. Să facă trădare de patrie. Și asta se întâmplă cu acest procuror general perioada mandatului acestuia. Ce fel de meritocrație, ce fel de criterii are acest Consiliu Superior al Procurorilor în momentul în care îl apreciază cu cea mai înaltă notă? Pentru ce? Pentru faptul că cunoaște codul de procedură penală și codul penal, dreptul material? Sunt mii de studenți care cunosc codul de procedură penală și codul penal. Tu nu pentru asta evaluezi o persoană aflată într-o funcție de acest gen. Evaluezi parcursul lui profesional. Parcursul profesional este rușinos. N-am mai văzut să huzurească crima organizată și să crească corupția în țara asta de mult în așa hal. Eu știu cât de confortabil și ce chefuri trag grupurile criminale, membrii grupărilor criminale care toți sunt acasă. Toți, în afară de lideri. Și pentru asta noi promovăm o persoană cheie care a fost delegată, încredințată, misiunea de a stabiliza situația. Andronache, Libertate, Blonski, Libertate, Tauber cu grupul său, Libertate, Țuțu, bine, Țuțu trimis în judecat și dosarul ăsta, Țuțu, numai pe omorul lui Alexei Viricco trebuia urmărit Țuțu. Țuțu n-a comis alte infracțiuni. Da, lista, procuratura, lista, unde? Lista asta nu e procuratură. Asta este o parodie, domnul Munteanu. Și faptul că CSP-ul crede, ne ține pe toți de niște proști. Păi e un CSP reformat.
E un CSP reformat, dar neadecvat. Îmi pare rău să vă spun aceste noutăți proaste. Ce putem face în acest caz? Ce putem face? Să spunem lucrurilor pe nume. Asta este misiunea jurnalismului independent și a televiziunilor și a politicienilor. Politicienii trebuie să spună adevărul, nu să camufleze adevărul. Considerați că din în această situație în această situație trebuie să întreba ce este de făcut. În această situație, doamna Maia Sandu, care a adus o majoritate parlamentară prin numele său și ratingul său în Parlament, trebuie să-și onoreze promisiunile de meritocrație. Dumnezeu i-a promis meritocrație, aplicarea legii și toate celelalte cuvinte frumoase care au fost pronunțate în campania electorală. Iată, eu vreau să văd cum doamna Sandu, știind că Munteanu și sistemul său a procuraturii, inclusiv Veronica Drăgălin, Vasile Plevan și alții, care au sabotat deschis comisiile de pre-vetting și vetting, cu fiecare ocazie, la cameră, au apărat acest sistem corupt și au argumentat de ce nu trebuie comisiile de pre-vetting și vetting să examineze dosarele procurorilor și judecătorilor. Acești oameni care au fost puși de pas au lovit în reforma aprobată de pas. Iată, eu vreau să văd ce o să facă doamna Sandu în această situație, pentru că sunt mai multe înregistrări video unde procurorul general interimar Munteanu spune că exercițiul de vetting și pre-vetting sunt excesive și procurorii, vezi, mă rog, să plece de se tem că nu cumva. Da, iată, eu vreau să văd doamna Sandu dacă își păstrează promisiunea și își ține promisiunea de meritocrație. Pentru că domnul Munteanu nu corespunde acestui criteriu. Da, domnule Grădinar, da, aveți eu cred că trebuie să fim corecte. Fiecare are drept.